iulie. Acumulările au fost de 800 de lei. Parcursul, respectiv acoperirea la un kilometru, a fost de 7 lei 60 de bani. Dacă în zilele normale, când activam fără situație nocturnă, acoperirea era de 8 lei și 20 de bani. Adică nu este chiar tristă. Ce se referă la următoarele zile, este în creștere și, să zicem, în total, aceste zile, până pe data de 7, Regia Transport Electric a acumulat 5.870 lei, parcursul s-a acoperit fiecare kilometru de parcurs cu 7 lei și 40 de bani. Eu cred că aici a influențat situația cu meciurile care au avut în centrul capitalei și s-a menținut aproximativ la nivelul acoperirii și veniturilor ca în zi obișnuite. S-au stabilit venituri slabe, începând cu ora 1 și până la